Salut, prieteni, sunt Patrice Podină. Iar voi ascultați Sportal, singurul podcast de sport din România în care nu ne ferim de cuvinte și ascultăm muzică bună. Bine v-am regăsit. Am așteptat să treacă și Transilvania Open, ca să nu mi se interpreteze intervenția ca fiind una instigatoare, că și așa deja sunt comparat cu Liviu Alexa, ceea ce sincer mă onorează. Așadar, despre Transilvania Open vreau să vorbim pentru început, pentru că avem motive amestecate să o facem. Pe de o parte, organizatorii categoric trebuie felicitați că au dus la bun sfârșit și acest proiect, al doilea turneu din circuitul mondial de tenis feminin, l-au adus la Cluj-Napoca, un lucru extraordinar, deci trebuie felicitați pentru acest lucru, pentru că nu au renunțat la ideile lor, pentru că au încredere în ei și în posibilitățile lor. Trebuie felicitați că, per ansamblu, Transilvania Open a fost chiar un turneu reușit. Poate la anul o să aducă și niște arbitri competenți, dar asta e altă problemă. Mă alin puțin și spun că am anticipat victoria sportive din Estonia, Anett Kontaveit. M-a întrebat Dan Podea cine cred eu că va câștiga și am spus fără să ezit că va fi Kontaveit. Dacă puneam pariu cu domnul Bodea, mai scăpam de o parte din cele multe beri pe care tot am zis că o să le dau. Dacă în dracu să le mai bem și pasă, că toate birturile sunt închise și pe terasă deja e cam frig. Domnul Bodea, Dan Bodea, este omul care ne ilustrează nouă platforma sportal.ro cu instantanee din cele mai frumoase, de la cam toate evenimentele sportive de aici din Cluj și din zona Clujului și nu putem decât să-i fim recunoscători. Ama, el este un mare român și probabil că l-am dezamăgit puțin atunci când am spus că merg pe mâna lui Kontaveit. Știu că el și-ar fi dorit ca Jacqueline Cristian să câștige sau orice altă jucătoare din România, pentru că el este un român adevărat, un fanatic, fan al sportului românesc. Transilvania Open, însă, repet, a fost un eveniment frumos, o reușită organizatorică, overall, chiar dacă eu personal am așa un gust amar pentru câteva lucruri care s-au derulat în cadrul acestui eveniment. Și înainte să spun ce m-a deranjat, sigur că încă o dată îi felicit pe organizatori și le doresc la cât mai multe astfel de evenimente. Poate data viitoare va fi și cu o asistență în tribună, adică public plătitor, avizat, da? Nu doar cei care trebuie să fie și pentru câteva momente în sală. Ce nu mi-a plăcut a fost ipocrizia organizatorului șef, Patrick Ciorcilă. Da? Vă amintiți probabil că la data de 22 octombrie, CNSU, Consiliul Național pentru Situații de Urgență, a dat o directivă cum că toate evenimentele sportive, eu mă refer aici doar la sport, evident, deci toate aceste evenimente sportive să se desfășoare fără spectatori, evident din cauza evoluției alarmante a situației pandemice din țara noastră. S-a decis ca vreme de 30 de zile absolut toate evenimentele sportive să se deruleze fără spectatori. Vestea a picat, într-adevăr, cum nu se poate mai prost pentru organizatorii Transilvania Open și pentru elitele României, care n-au cum să fie altfel decât fani ai tenisului, fani ai Transilvania Open, chiar dacă a fost prima și probabil singura ediție, și evident aceste elite sunt și fani ai Simonei Halep-Iuruc. Acum, la aflarea unei astfel de vești, eu mă așteptam ca Patrick Ciorcilă să iasă în față așa, bățos cu pieptul în față și să spună: mă, îmi pare rău, chiar îmi pare nespus de rău că se întâmplă ce se întâmplă în România, îmi pare rău că o mare masă a concetățenilor noștri nu înțeleg importanța vaccinării, a încercărilor autorităților de a stârpi perfidul virus, care uite că ne-a schimbat viețile. Mi-ar fi plăcut să spună: mă, e o mare lovitură pentru noi ca organizatori, pentru fanii tenisului, dar suntem conștienți că numai fiind noi înșine exemple, putem contribui la lupta aceasta inegală cu virusul SARS-CoV-2. Putea să mai zică și din alea, rămâne că ne vedem la anul un număr cât mai mare în tribune. Asta mi-ar fi plăcut să aud sau să citesc în presă. Mi-ar fi plăcut să văd că aceste elite ale României înțeleg importanța măsurilor luate de CNSU și ulterior de guvern. Dar, deloc surprinzător, cel puțin deloc surprinzător pentru mine, reacția domnului Ciorcilă a fost exact inversă.
În seara cu pricina, atunci pe 22 octombrie, domnul Ciorcilă Junior, Patrick Ciorcilă, în numele echipei pe care o conduce domnia sa, transmite public următorul mesaj, n-am să-l citesc tot, ci acele elemente care, din păcate, fie și pentru câteva ore sau zeci de ore, l-au discreditat un pic, dar nu numai pe Patrick Ciorcilă, ci și pe noi ca români, ca țară, și mai ales pe el, ca organizator până la urmă, da? Zicea domnul Patrick Ciorcilă așa: CNSU și Raed Arafat au decis că eforturile noastre și ale voastre de a fi vaccinați și a respecta regulile nu contează. Au decis că un turneu din circuitul profesionist de tenis pe care l-am obținut extrem de greu nu contează, deși respectă standarde extrem de riguroase de securitate sanitară și cele impuse de WTA, și cele impuse de autoritățile din România. În acest moment, chiar credem că interzicerea desfășurării turneului cu spectatori este, de fapt, o măsură împotriva campaniei de vaccinare, întrucât nu permite accesul celor vaccinați la eveniment. Este, în plus, și o măsură care descurajează orice inițiative sau evenimente viitoare, spunea domnul director general. Patronul turneului, nu e patronul turneului, e țiriac în spate, dar nu contează. După care același domn Patrick Ciorcilă încearcă să facă și puțin trafic de influență. Căutăm și bucata asta, da? Cităm din nou: nu e târziu să schimbăm această propunere CNSU care trebuie validată de o hotărâre de guvern. Ceea ce s-a și întâmplat. În cel de-al 12-lea ceas, rugăm Guvernul României să asigure cadrul legal pentru ca persoanele vaccinate sau cele care au trecut prin boală și sunt în intervalul dintre a 15-a și a 180-a zi de la infectare să aibă acces la eveniment, așa cum am gândit noi de la început turneul Transilvania Open. Autoritățile locale înțeleg impactul evenimentului și susțin demersurile noastre, dar avem nevoie de ajutorul Guvernului pentru a permite accesul spectatorilor. Punct. Mă rog, nu e punct, că mai spune acolo: vă mulțumim pentru înțelegere, ne cerem scuze pentru absurdul situației, ne dorim la fel de mult ca voi toți să ne bucurăm de tenis. Deci, ce înțeleg eu din comunicatul postat pe pagina oficială a turneului în seara zilei de 22 octombrie? Înțeleg că domnul Patrick Ciorcilă s-a gândit fie și pentru câteva secunde că el și turneul domniei sale, Transilvania Open, au devenit ținta Consiliului Național pentru Situații de Urgență, ținta lui Raed Arafat și a Guvernului României. Deci Patrick Ciorcilă, echipa de organizare a turneului Transilvania Open și noi, ăștia proști, mulți, care suntem niște idioți când ne-am vaccinat, am devenit inevitabil dușmanii CNSU, a lui Arafat și ai Guvernului. Pentru că așa a glăsuit domnul Ciorcilă Patrick. CNSU și Raed Arafat au decis că eforturile noastre și ale voastre de a fi vaccinați și de a respecta regulile nu contează. Bun, și ca să fie penibil până în capăt, spune că interzicerea desfășurării turneului cu spectatori este o măsură împotriva campaniei de vaccinare. Cam asta a înțeles domnul Patrick Ciorcilă. Deci nu că se moare în spitale. Da? Nu că antivaxerii își cumpără certificate verzi, se vaccinează la chiuvetă, nu că probabil un sfert din populație, așa zis, vaccinată e de fapt pe blat. Nu, tată, CNSU, Arafat și Guvernul României au un pitic pe el, pe Patrick Ciorcilă, pe realizările lui în materie de evenimente sportive. Asta a înțeles Patrick Ciorcilă. A că pe parcursul turneului s-au perindat în sala polivalentă tot felul de persoane care țineau morțiși să-și facă o poză, ba cu Emma Răducanu, ba cu Simona Iuruc. Astea nu se pun. L-am văzut în niște fotografii până și pe Adi Mutu. Păi sigur că el făcea parte din staff. Nu mă îndoiesc de lucrul ăsta. Dacă nu știați, băiatul ăsta, dacă nu se făcea fotbalist, ajungea jucător de tenis. Clar. A talentul lui putea să o facă și pe asta. Nu purta numărul 10, că acum la tenis nu e pe numere. Era cel mai bun. În fine, din punctul meu de vedere, seara zilei de 22 octombrie ar fi putut să fie un moment perfect pentru Patrick Ciorcilă să simuleze, măcar că e acolo, la periferia elitelor României, dar că are aspirații mari și vrea să devină un exemplu pentru noi toți, un influencer. Dacă spunea: bă, concetățeni, bă, băieți și fete, bă, oameni buni, vaccinați-vă, uite ce se întâmplă din cauza nepăsării voastre. Sala e goală. E, era mare dacă zicea asta, da? Dar n-a zis-o.
De fapt, pe domnul Patrick Ciorcilă cred că îl frământa faptul că toate invitațiile VIP vor rămâne în poșetuțe și acum urma să caute și metode ingenioase de a introduce elitele în sală ca să-și facă selfie-ul pentru care au primit invitația sau pentru care au sponsorizat evenimentul. Sigur că și pe mine mă intrigă faptul că la biserică se merge fără certificatul verde care să ateste vaccinarea. Sigur că în biserică, în casa Domnului, adică, poate intra oricine, dar nu contează că e lepros, că e infectat cu COVID sau cu Ebola. Și acum sigur că jumătate din voi, cei care ascultați acest podcast, o să mă întrebați, păi și e corect? Biserica e deasupra legii? Nu, nu e corect. Și nici biserica n-ar trebui să fie deasupra legii, dar biserica e legea însăși, dacă n-ați înțeles. Din păcate, legile nu se aplică la fel, mai ales când vorbim despre cultele religioase. Dar pentru noi toți, restul, plebea, legile ar trebui să fie legi. Adică dacă nea Elie de la sculărie nu poate să meargă la atelier să mai muncească, pentru că pe lângă el mai sunt încă 11 persoane care lucrează acolo în spațiul ăla mic, da? Și noua ordonanță interzice prezența mai mult de 10 persoane. Păi atunci legea să fie lege și să se aplice la fel și în cazul evenimentelor sportive, unde se adună câteva sute de oameni, uneori mii. A, și pentru ca revolta organizatorilor și a celor care și-au cumpărat bilete să atingă un apogeu, da, să le arate ei, lor, guvernanților și autorităților din România, că ei sunt elite, da? În ultima zi cu public, duminică 24 octombrie, am văzut câteva sute de elitiști, hai să nu exagerăm, au fost 100-200 maxim, asistând la ultimele meciuri de calificare, strânși acolo așa în niște ciorchine, ca niște struguri, erau toți, unul lângă celălalt, fără distanțare, nu exista scaunul acela liber între ei, unii erau și fără măști de protecție, pentru că nu e așa, noi ăștia care ne-am vaccinat, unii care am trecut prin boală, pe noi virusul nu ne atinge. Asta a înțeles domnul Patrick Ciorcilă din această ordonanță sau lege sau ce-o fi ea dată de CNSU și ulterior validată de guvern. În rest, numai de bine. Felicitări încă o dată pentru organizarea acestui turneu și pentru eforturile făcute. Și eu am organizat evenimente, poate nu la fel de mari, dar importante. Deci cam știu ce înseamnă, știu cum e, tocmai de aceea îi felicit, chiar dacă rămâne acest gust amar. Stați că mi-am mai amintit, da? Spunea domnul Patrick Ciorcilă ca o moară stricată în primele zile, deci din 22 încolo, din 22 octombrie până prin 24, 25, 26, tot a repetat același lucru, că din cauza deciziei CNSU și a lui Raed Arafat și a Guvernului României de a interzice prezența spectatorilor la acest eveniment, el, ca organizator, noi ca țară, noi ca români, suntem priviți ca niște căcați de restul lumii. Pentru că dacă spectator nu e, nimic nu e. Dar ce să vezi că s-a răzgândit după o săptămână, am văzut luni dimineața pe Digi Sport la emisiunea și tenisului, am văzut un interviu cu domnul Ciorcilă Junior, da, care anterior se plângea că guvernul CNSU și Arafat au distrus imaginea României, luni dimineața spunea că a primit numai feedback-uri extrem de pozitive din întreaga lume. Păi și acum nu mai înțelegem, suntem de căcat sau suntem buni organizatori? Că trebuie să ajungem la o concluzie. Adică domnia sa credea că, sau susținea, că Europa și lumea întreagă ne va privi ca pe niște rahați, că am interzis accesul publicului. E, acum că am respectat legile, tot domnul Ciorcilă vine și spune, bă, da, am primit la feedback-uri toate numai pozitive. E, când va fi ceva de înțeles, poate că o să înțelegem. Apoi a mai fost partea aia cu pierderile financiare, care puteau fi acoperite, vezi, Doamne, pe parcursul turneului. N-am înțeles exact care sunt pierderile financiare. Pentru că biletele și abonamentele, zice domnul Ciorcilă, că s-au vândut, că se juca cu casa închisă. S-a vândut până la ultimul bilețel, până la ultimul abonament. Deci ce ați pierdut, mai domnilor? Că banii i-ați încasat. De dat înapoi nu i-ați dat. Iar alte venituri cash pe parcursul turneului nu existau. Că n-aveați voie să montați food court-uri sau birturi ambulante. Deci veniturile au venit. Am să vedem dacă se mai ține și la anul turneul ăsta. Nu că organizarea n-ar fi fost ok, încă o dată. Până la urmă,
așa overall a fost ok. Problema e că aducerea turneului la Cluj a fost una norocoasă, că s-au anulat alte turnee din China, dar dacă la anul chinezii vor să organizeze ei turneele pentru care au obținut licențe, nu știu dacă Transilvania Open va mai avea loc. Anul ăsta a fost așa, cumva experimental. Și da, experimental și aplicând măsurile CNSU și ale guvernului, a ieșit totul bine, domnul Ciorcilă. Să știți că lumea întreagă nu v-a privit ca pe un căcat, ci ca pe un om care ați respectat legile. Deci, felicitări încă o dată, dar puțin atenție la victimizare. Că uneori prea mult talent duce spre penibil. Bun, să încheiem subiectul într-o notă optimistă. Mă repet, dar nu știu câte oară, felicitări organizatorilor și felicitări și participantelor, cele care au ales să vină la Cluj, că alea care au refuzat să vină la Cluj, să știți că n-au refuzat, că nu erau spectatori în sală, au refuzat de teama evoluției pandemice din țara noastră, așa cum și Naționala de Rugby a Uruguaiului a refuzat să joace un meci amical cu Naționala României la București, pe arena, pe stadionul național Arcul de Triunf, și au cerut Federației Române de Rugby să mute partida asta în Italia, unde ei se simțeau mai bine. Da? Deci n-au refuzat că nu erau spectatori pe Arcul de Triunf, nici rugbiștii. Au refuzat să vină din cauza situației pandemice, exact așa cum au refuzat jucătoarele de tenis, cele care au refuzat să joace la Cluj. N-au refuzat că nu era Țiriac în tribune sau domnul Boc. Au refuzat de teamă, pentru că e, până la urmă, viața lor în joc. Da, să mergem mai departe, apropo de victimizări. De azi suntem la capitolul victimizări. Mi-a atras atenția o postare a peluzei Șepcile Roșii, șeruită pe mai multe pagini de Facebook ale suporterilor Universității Cluj. Am căutat-o azi dimineață și am găsit-o. E datată 17 octombrie și zice așa: textul ăsta e pentru tine, cel care tresari când auzi sintagma Șepcile Roșii. Aici mă includ și pe mine, că eu sunt fan Universitatea Cluj, chiar dacă sunt și ziarist, n-am ascuns niciodată lucrul ăsta, că simpatizez și sunt fanul universității, așa cum sunt ziariști, fani Barcelona, nu știu, Juventus, Real Madrid sau AS Roma, așa sunt și ziariști fani Cluj și ziariști CFR Cluj. Între fanii alb-negrilor număr și eu și nu-mi e rușine, să susțin o echipă frumoasă așa cum e, cu bune și cu rele. Bun, hai să cităm mai departe din postarea amintită. Zice așa: presa nu o să preia textul, nu o să-l dezbadă și nici nu o să-l facă cunoscut, pentru că nu este subiect de cancan, deci nici sursă de venituri. Mai zic oamenii acolo: suntem obișnuiți ca Cluj să fie atacat, căpușat, să fie o victimă a intereselor meschine și a jocurilor de culise. Întotdeauna în momentele de cumpănă, Șepcile Roșii au strâns rândurile în jurul simbolului, l-au apărat și nu l-au lăsat să moară, l-au ridicat și din dragoste pentru culori au făcut orice ca U să existe și să fie respectat. În ultima vreme, se mai scrie acolo în postarea respectivă, atacurile s-au intensificat, au început să fie gândite cu mai multă dibăcie, lovesc direct și indirect, se întâmplă constant și cu regularitate. În presă apar informații senzaționale, bârfe, cancanuri, zvonuri, parțial adevărate, exagerate, scoase din context, evazive și neasumate, toate cu scopul să întrețină o continuă stare de tensiune, de agitație și să inducă instabilitate. Suntem obișnuiți cu asta din experiența anilor trecuți. Acum urmează partea cea mai tare a textului, semnat de peluza Șepcilor Roșii, dar fix acum când echipa are unul dintre cele mai bune parcursuri pe plan sportiv, a? Fix acum v-ați găsit voi ziariștii să vorbiți de Cluj, asta nu înțelegem și nu acceptăm. Se știe că la nivel administrativ clubul este departe de a fi într-o situație ideală, este însă evident că în iarbă și în vestiar U are echipă. U are echipă care dovedește devotament și ambiție, are echipă care a arătat în teren că este unită, ambițioasă, că își dorește performanță, că luptă pentru U. Atacurile consecvente ale unor lupi în piei de oi, ale unor binevoitori cu buletin de escroc sau oportunist, ale unor șacali fără scrupule, ale unor pseudo-suporteri cu conturi false în social media și cu identități dubioase, menite să destabilizeze, vă sunt cunoscute tuturor. Sfatul nostru este să filtrați informațiile și eventual să le validați înainte de a vă forma o opinie și de a lua decizii în baza lor. Peluza Șepcile Roșii îndeamnă la unitate. Mă rog, n-am citit chiar tot, era mai lunguț un pic textul, dar hai să dezbatem, zic. Da? Spuneau oamenii că nimeni nu va băga în seamă textul. Păi hai să-l băgăm în seamă. Da?
Și plecăm de la fraza, dar fix acum când echipa are unul din cele mai bune parcursuri pe plan sportiv, exact acum v-ați găsit voi ziariștii să vorbiți de Ucluj, asta nu înțelegem și nu acceptăm. Zic, suporterii și-au tot dreptul să zică și să vorbească, pentru că până la urmă ei sunt o parte importantă în existența unui club sportiv și nu doar prin simpla lor prezență în tribună, ci pentru că prezența lor acolo în tribună înseamnă niște investiții, că au cumpărat un bilet, că au cumpărat niște produse promoționale și așa mai departe. Pe lângă faptul că prezența lor în tribună atestă incontestabil, până la urmă, dragostea pentru clubul, echipa pe care o susțin. Păi să știți, domnilor, că evenimente se întâmplă în jurul unei echipe și atunci când aceasta, echipa, merge bine, dar și când ea merge prost. Informații apar pentru că se întâmplă niște lucruri. Și când echipa este pe primul loc, dar și când echipa e pe 2 sau pe locul 3, cum e cazul nostru în momentul de față. Da? Deci lucruri s-au întâmplat și când echipa era în subsolul clasamentului, ca să nu zic la retrogradare, că unii sunt mai sensibili. Așa, iar dacă pe unii dintre fanii deranjează că presa relatează lucrurile care se întâmplă în jurul echipei favorite, să știți că alții chiar vor să știe de ele. Există un grup, eu l-aș numi acel grup de suporteri cu intrare la UBB, la primărie, pe care îi deranjează, sigur, că apar informații despre cum a fost înlăturat, de exemplu, Vincențiu Vereș, Vițelu, care, de fapt, n-a fost înlăturat, doar că n-a fost susținut de primărie. Niște suporteri, dacă nu știați, vă spun eu, niște suporteri l-au propus, UBB a acceptat propunerea, l-au votat, apoi toți academicienii ăștia de la UBB au cerut niște garanții pentru el, numai că ce să vezi că au fost puși cu botul pe labe și în fața faptului împlinit. Primarul Emil Boc a decretat că Radu Constantea e cel care trebuie să conducă clubul și așa a fost. Bine, omul s-a alintat, stați liniștiți că știu ce s-a întâmplat acolo, omul a dat-o pe aia că nu, domn primar, nu mai vreau, că știți, că suporter, că presa, că alea, mai vine și podinul cu podcastul lui, mai sunt atâtea podcasturi, atâtea ziare care nu știu ce. Mă, până la urmă, primarul i-a amintit rolul lui decorativ, așa, în general, în societate și în club și a spus, boss, tu ești președinte interimar, ce n-ai înțeles? Am încheiat subiectul. Așa s-au derulat lucrurile, ca să știți. Sigur, în general, nu intrăm în foarte multe detalii, că alea chiar ar putea să devină subiect de senzațional și nu știu dacă e momentul să insistăm pe lucrurile astea, pentru că, iată, cei mai sensibili dintre suporteri nu acceptă să se vorbească despre Universitatea Cluj, pentru că are un parcurs foarte bun. Dar, să știți că lucrurile astea nu le-a inventat presa. Să știți că presa nu e dușmanul Universității Cluj. Dușmanii, binevoitorii, intermediarii, ăia despre care vorbea și Eric Lincar la un moment dat, ăia sunt din rândurile suporterilor. Și unii dintre ei sunt veterani din club, din clubul de fotbal. Nu ăștia tineri din club, ci oameni care de ani de zile sunt acolo și sifonează. Astea sunt sursele presei. Niște oameni de acolo, din club. Deci clubul nu e discreditat de presă. Că presa doar relatează ceva ce se întâmplă. Clubul e adevărat din interior și din tribune. Din anumite birouri pe alocuri. Deci asta cu nu mai vorbiți, nu mai scrieți despre Ucluj, că suntem pe drumul cel bun și avem nevoie de liniște, e ca atunci când Cristi Borcea spunea lăsați-ne să ne pregătim pentru Liga Campionilor. Eu nu știu dacă vă aduceți aminte că nu s-a terminat bine campania respectivă. Acum că U a pierdut, de exemplu, la Schellenberg, putem vorbi despre U? Hai că la înfrângere e chiar ușor. Dar atenție că înfrângerea de la Schellenberg nu trebuie privită altfel decât exact așa cum s-a întâmplat. Ei noștri au pierdut în fața unei echipe care, credeți-mă că eu i-am comentat niște ani, am fost cu ei în deplasări, am mâncat la aceeași masă cu jucătorii, cu conducătorii clubului. Da? CSC Schellenberg e unul dintre cele mai bine organizate cluburi din România. Am vrea noi ca la U să avem oamenii de la Schellenberg. Nu întâmplător echipa asta a bătut-o pe Chiajna, a făcut egal cu Steaua, în Ghencea, au mai bătut și alte echipe și o să vedeți că o să mai obțină rezultate. Ei n-au bugetele petrolului sau al lui Ucluj sau Fece Buzău, dar la ce oameni au un staful administrativ, credeți-mă că dacă ar avea și bani, ar fi la bătaie pentru play-off și poate și pentru Liga 1, dacă și-ar pune în cap chestia asta. În fine, trist nu este că am pierdut, pentru că eu anticipam cumva înfrângerea asta, pentru că îi cunosc pe cei de la Schellenberg. Trist este cum am pierdut.
Nu că am luat gol la începutul meciului, că după aia băieții s-au mobilizat și au revenit în meci. Da? Apoi s-au înfoiat un pic și au trecut chiar la conducere. Numai că după aia sibienii au făcut ceea ce știu ei să facă cel mai bine și ce fac ei în fiecare meci, de fapt. Dau câte goluri pot să ducă adversarii. Ei nu se opresc. Dacă pot să dea 10 goluri, 10 goluri, da. Dacă dau 2 goluri pe meci, 2. Noi n-am avut reacție. Și asta spune câte ceva despre calitatea unor jucători. Care jucători sunt plătiți la zi, au tot ce le trebuie și vor duce echipa. O să vedeți că o duce acolo unde ne dorim, în play-off. Eu nu mă îndoiesc de lucrul ăsta. Cei aduși la număr în vara asta, ăștia nu joacă pentru simbol. Hai să nu ne mai amăgim. Joacă pentru bani. Și o fac foarte bine. Și foarte bine că joacă pentru bani, că de asta sunt plătiți, la zi. Așa, mercenari, zilieri, cum sunt ei, eu cred că vor duce echipa asta în play-off. Deci să nu ne mai victimizăm. A, că nu o să-i mai vedem la anul, la universitatea, mai ales dacă echipa promovează, asta e altă problemă. Dacă n-ați observat, la noi în Românica, jumătate din jucătorii care promovează cu o echipă nu mai au loc acolo în sezonul următor. Că de-aia au fost dați afară, de exemplu aia de la FCU Craiova, pe care aveam noi la Ucluj. De-aia au fost dați afară, că ei sunt buni, n-aș zice foarte buni. Sunt buni, sunt exact pentru munca asta grea, din Liga 2. După care cauți oameni pentru Liga 1. De-aia spun că dacă e să promovăm în Liga 1, mai mult de jumătate din ei nu vor mai fi la U. Și nu trebuie să ne amăgim că, mamă, ce echipă avem în vestiar și pe teren. E o echipă care joacă pentru bani, pentru culori, pentru simbol, joacă Gorcea și Vomir, Dican, Haită, Hoffman. Ăștia sunt jucătorii care se identifică cu Universitatea Cluj. Mai sunt și alții mai experimentați, dar prea puțini. Restul joacă pentru ei, pentru familiile lor, pentru că vara viitoare vor trebui să-și caute alte angajamente. Dar toate astea nu reprezintă subiecte de cancan. Și nu e nimic senzațional că în club sunt doi sifonari bătrâni, așa cum nu e nimic senzațional că clubul are datorii, dar nu către jucători și staff. Încă o dată spun. Da? Nu e nimic senzațional că Radu Constante a fost pus din nou în fruntea clubului. Astea sunt lucruri care se întâmplă la echipă și ele au fost relatate de presă. Așa cum nu e nimic senzațional sau nu e vreun subiect de cancan că cetățeanul Răduță Constantin a făcut un pas în spate ca să-și readucă copilul acasă. Oricâte bube ar avea omul ăsta, e părinte, e normal să se gândească la familia lui. Nu e nimic senzațional în asta. Presa nu vrea răul Universității Cluj și nu e dușmanul Universității Cluj. Și gata, că prea mult vorbim și nu ne mai stă capul la Liga Campionilor sau, pardon, la play-off. Dar eu mă mir că nimeni n-a observat că intervenția asta cu nu mai scrieți, nu mai vorbiți despre Cluj că suntem pe drumul cel bun, seamănă al dracu de tare cu intervenția de anul trecut a unor persoane mult mai importante care au decis să interzică, mă rog, nu neapărat să interzică, să sugereze jurnaliștilor din presa locală că orice informații despre CFR, care din punctul meu de vedere e cea mai ruptă în cur campioană pe care a avut-o România în ultimii ani, da, de preferat să nu se vorbească, pentru că acolo datoriile se adună și pentru că datoriile se adună, imaginea sigur că e una proastă, dar ea trebuie reconstruită. Această imagine trebuie să fie una de super club, super profesionist. Da? Prin urmare s-a decis să li se sugereze unor redactori, șefi, redactori sportivi ca, din presa locală, da? Să nu mai apară texte decât de bine despre CFR. Dacă n-ai nimic de zis de bine, atunci dă doar rezultatele, că măcar astea sunt pe plus la ei, la feroviari. Cam asta era ideea. Bun, pe mine mă amuză teribil și faptul că citesc că totul e lapte și miere la CFR. Așa spun cetățeanul de onoare, așa zice și jurnalistul Bogdan Mara. Da, știți că v-am mai spus că el a terminat jurnalismul. Mai zic și alții de prin club. Apoi iese maramuroșanul Marius Bilașco. Bă, și ăsta le zice așa, ca la el acasă, pe bune, adică el nu minte. A, păi nu, avem 200.000 de euro datorii la Edi Iordănescu, avem câteva sute de mii de euro datorii la FC Botoșani, avem și acolo și acolo, avem peste tot. Numai la jucători nu avem datorii așa mari. Acolo sunt numai câteva luni și restanțe de vreun an la niște prime de obiectiv și alte bonusuri. Am văzut că și cetățeanul de onoare, Dan Petrescu, e intrigat că apar știri
și informații, da, senzaționale despre echipa lui, tamar în ziua meciului, serios, domnul cetățean de onoare, chiar senzațional, ce să zic, e absolut fabulos că presa scrie despre CFR Cluj în ziua meciului. Mă, și eu mă mir că citesc în ziua meciului informații despre campioana care mai joacă în cupele europene doar pentru că patronul de la FC Botoșani a fost băiat salon, așa, a fost băiat finuț și a amânat cu plata unei datorii de niște sute de mii de euro. Că dacă se burzulea un pic iftime, dar era mai tare așa pe poziție, campioana noastră era neprogramată de UEFA, bașca și amendată. Are și iftime, ce era să facă săracul? El are o echipă mică, un club mic, a zis că el nu vinde pe milioane de euro, el vinde așa, pe câteva sute de mii de euro și după aia dacă mai păstrează niște procente, mai obține niște bani. Dar la faza asta nu prea avea ce să facă cu datoria cu CFR. Atunci când intervin factori extrasportivi, când primești unul sau mai multe telefoane și ți se anunță niște vizite pe la firme și ți se iau la purecat afacerile, parcă mai lași de la tine un an, doi, până să-ți recuperezi banii. Cam așa se întâmplă. În concluzie, doamnelor și domnilor, dacă e să nu mai scriem, să nu mai vorbim despre una sau altă echipă, că una e pe drumul cel bun, cealaltă adună datorii ca un jucător de poker care n-are noroc, dacă e să nu mai scriem despre evenimente sportive pentru că unii sunt prea sensibili, atunci zic să facem front comun, să cerem federațiilor sportive fie să anuleze toate competițiile, să nu mai existe sport și echipe sportive, fie să se desfășoare într-o bulă în care să n-aibă acces decât suporteria care trebuie să aibă acces. Și atât. În rest, să vorbim despre primăvară, că poate o veni și asta cândva, la anul. Sportal. Singurul podcast de sport din România în care nu ne ferim de cuvinte.